O voce de aur, așa se poate numi micuța Lorena Manu, elevă în clasa a patra la școala generală Oprea Iorgulescu din municipiul Câmpul Lung, care a uimit întreaga țară prin glasul său cald. Aceasta a obținut foarte multe premii la concursurile naționale, iar performanțele sale i-au fost răsplătite în această săptămână de membrii clubului Lions, care i-au oferit cadou o sumă de 1000 de ron. Cu toții că aveți o colegă care este extraordinar de talentată și a obținut foarte multe premii. Ultimele două premii le-au obținut chiar sâmbătă. La Zărnești, nu? Da. Despre cine e vorba? Lorena. Corect, Manu Lorena, care este o colegă a voastră, o fetiță excepțională și care primește o bursă de la clubul Lions în valoare de 10 milioane, adică 1000 de lei. Wow. Hai, Lorena. Felicitări. Drept mulțumire, micuța a oferit și ea un cadou celor prezenți, încântându-i cu un colind. Sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun. Sculați voi, români plugari, în seara de Crăciun. Că vă vin colindători în seara de Crăciun. Noaptea pe la cântători în seara de Crăciun. Un alt copil de-a dreptul special este George Riza, elev în clasa 11 la Colegiul Național din Nicu Golescu. Acesta se poate numi un chimist adevărat prin câștigarea multor olimpiade naționale, dar și prin obținerea unor premii importante la concursurile internaționale. De asemenea, munca sa a fost răsplătită cu o sumă de 1000 de ron.